786 de cazuri de COVID-19 este noul record înregistrat astăzi de Ministerul Sănătății. Cifra este cea mai mare de la începutul pandemiei. Astfel, bilanțul COVID-19 a ajuns deja la 48.232 de infectări. În spitale, 564 de pacienți sunt în stare gravă, din care 34 sunt conectați la aparate de respirație asistată. Și tot astăzi, 14 pacienți au fost răpuși de COVID, cifra totală a deceselor fiind de 1.244. Autoritățile au anunțat că tot astăzi au fost confirmați pozitiv și 53 de lucrători medicali, dintre care 23 de doctori. Conducerea Ministerului Sănătății susține că cifra zilnică este una mai mare decât în ultima perioadă, deoarece în rândul angajaților din medicină a început o testare masivă. În schimb, astăzi 529 de persoane au fost tratate, iar cifra celor care au învins boala se ridică la 35.542, ceea ce reprezintă 74% din cazurile confirmate până acum. Cea mai gravă situație continuă să fie în orașele mari, acolo unde și se fac cele mai mari aglomerări. Doar Chișinăului îi revine o pondere a îmbolnăvirilor de 43%. Ministrul Sănătății a declarat în cadrul unei emisiuni că regulile ar putea fi năsprite dacă instituțiile responsabile nu vor fi mai active. Doar în ultima săptămână, Agenția Națională de Sănătate Publică a efectuat 101 verificări inopinate, dintre care a constatat 21 de abateri, printre care 7 magazine și 5 școli. Și ANSA a depistat 56 de abateri în urma a 630 de controle. Amintim că la scurt timp după ce țara noastră a fost afectată de pandemie, autoritățile au instituit noi amenzi pentru ignorarea normelor sanitare. Așadar, nerespectarea măsurilor de prevenire sau combaterea bolilor epidemice, dacă acest lucru a pus în pericol sănătatea publică, se sancționează cu o amendă de până la 25.000 de lei pentru persoanele fizice și până la 75.000 de lei pentru companii.